Salut, sunt Andrei și astăzi este event cu drop de Moonlight. Am 124 plus încă 6, cred, pe Sura. Inițial, planul meu a fost să bat la etajul 7. Mă gândeam că chiar o să fie drop bun, o să iau măcar 2 pe Metin. Și am început așa, pe la 5 m-am apucat de DT. L-am făcut pizdavansi la 6, când a început eventul, 6 fără 5 minute. Am dat click pe Fierar, dar am dat click cu Sura care avea level 73 și m-a scos din DT. Deci, superb a fost asta. Am urcat încă o dată. Se făcuse 7 până m-a ajuns a doua oară la etajul 7. Așa. Și m-am apucat să bat la metine. Mi s-a negrit și ecranul, cum știți, majoritatea care bateți la etajul 7 că face totodată. Și e foarte nervant, e foarte stresant să ai ecranul negru. Și am bătut, așa, am bătut câteva metine. Primele 5 n-am văzut niciun cufăr. După aia, al 6-lea un cufăr, al 7-lea un cufăr, 8-9 niciunul, 10 două cufere, deja eram la 9-lea, cer. Ce vorbești, mă? 11 niciun cufăr, 12 un cufăr. Mi-a scos șamanca după aia. Așa e frumos, când bați la etajul 7, îți luate un cont, de obicei și șamanca. Și n-aveam la deloc, nu înțeleg de ce m-a scos, adică aveam contul ăsta pe calculator, șamanca pe laptop și nu pot să înțeleg de ce mi-a defenestrat. Mi s-a dus și buff. Așa, mi-a scos șamanca, cred că se făcuse deja 7 jumate, cred. Am ieșit din DT, că deja băteam etinele foarte greu. Și mi-am mutat iară toate itemele aici. Ia uite, nu ca la arată. Bun. Ia să încercăm cu itemele drop obiecte, chiar dar mie nu mi se pare că funcționează deloc. Așa, mi-am mutat toate itemele aici și am început să mă plimb pe aici, de nebun, prin templu. Făceam clas eu pe unde puteam. Nu mă înjura nimeni. Chiar nu mi-a zis nimeni nimic dacă băteam și câteva grupe pe acolo. N-am pățit să zic nimic. Și am dat ceva oculuri pe aici, am schimbat CH-uri. Până am ajuns în locul ăsta, CH1. La fel am bătut ceva grupe, am bătut și afară, e un băiat acolo. Era sărat cu bântuit de un oar de 100, nu știu ce avea cu el. La vreo jumătate de oră l-a urmărit pe aici. Și am venit aici, am bătut câțiva. Și vine o scârbă. Bine, i-a făcut caz, dar atât timp cât toți ceilalți, și au fost chiar foarte mulți la care am bătut în locurile lor și n-au zis nimic. Vine aia, îmi scrie ceva, n-am înțeles ce a zis, că era din alt dar și pizda masi. După aceea se duce, mi-o omoră șamanca. Aveam șamanca aici, o țin aici, îmi dau buf și după mă plimb în jur pe aici. Se duce, îmi bate șamanca. După aia încearcă să mă bată și pe mine. Nu reușește. Aici nici chiar așa. Mă gândeam că are cont mai mare, că avea autorizație de leu, avea porc. Venea Ignatul, are ce să mănânce. Așa. Și mă gândeam că are cont mai mare și să vină acolo să mă bată. La urmă i-am făcut și eu ceva clas aici, să se sature. Ce facem animalul ăsta? Așa. I-am făcut și eu clas și kill steal, clas, S, cum vreți voi. Și m-am stat așa pe capul ei în continuu. Până la urmă am schimbat cu FMS-ul PVP, mi-am pus toate itemele PVP și am bătut-o de câteva ori. Ultima oră, de fapt prima dată când am murit, avea două cufere pe jos, i-am luat unul. N-a reușit și pe al doilea, aș fi vrut. Ar fi mai enervat când m-am murit și am la faza aia. Așa, nu mă știu, bă, ia, teia, tia, pizda mă si. Și, ia uite-le, mă. De fapt, uite. Ultima oară n-am bătut-o, a dat logout și n-a mai venit aici. O fi schimbat ăsta, o fi, s-o fi lăsat, a zis, lasă-l dracu, mă, pișpel de prost, mă, pișpel de event. Cine a venit? Oh, s-a întors fiul risipitor. Uite, vedeți la, uite, curvă, exemplu de curvă. V-am zis de curva asta ultima oară, v-am zis. Ce dracu să-i cerim? E om mai prost, că asta nici nu-i stare să vorbească, dracu. În ultimul har.
E curva, asta era, din episodul trecut, curva ipocrită. Hai să vedem ce zice. Placă? Nu, cred că placă. Curva, tot curva rămâne, numai că schimbă tarif. Da. Unde eram? A plecat aia și de atunci bat eu aici. Bat cam de la ora 8 aici, e 9:30 acum. Și am făcut ceva. Ia uite-le. 131 de cufere. Aș vrea să fac 150 până la ora 10 în este din eventul. După aia sting, îl scot din priză, nu mai vreau să văd nimic. Dar după aceea trebuie să-l aprind la lor, că vreau să mă uit la LCS. Joacă TSM. Dar voi vă uitați la LCS? Câte 131 plus 6, 137. Așa, vă uitați la LCS? Deci aseară a fost, hai de capul meu ce a fost acolo. La meciul cu TSM. Tu numai cu Winterforce, parcă. L-a alergat pe Bjergsen, 3 de ea prin toată harta și pe ăla avea o flamă de viață și tot așa pe avem. Hai de capul meu ce a fost acolo. Mă luași, 128, șeful la bani. Vreau să întreci pe voi câte cufere ați făcut până la finalul eventului. Eu probabil o să am... O să las în descriere câte am făcut până la urmă. Și încă sunt surprins că a plecat sclavul ăla. Cred că iar a uitat cine sunt prost. Ei, ăla... E... Nu-l duce capul, nu. Nu. E până la urmă, ei pe unii și după cum se exprimă, după cum scriu ei. Pe timp cât ăia, dar le zici de frate, mă intra orice se mănâncă, nu. Și așa am ajuns și să bat în zona asta. I-am făcut ca sunea și făcut ca a plecat. N-am pățit niciodată mie, dar nu făcea unul cas. Păi îmi dedicam toată ziua, stau pe capul lui să nu mai face nimic. Oho, ia uite, mă. Ați înviat. Ăsta cred că era pe aici. Ares. L-am văzut pe chat-a din nou, cred că e acolo jos. Unde sunt eu, el cred că e aici. Sau a fost. Dar sunt sigur, l-am văzut pe chat-a. Nu, la drop se termină în 30 de minute. Ei, măcar nu. E destul de ok drop-ul aici, adică am pățit să-mi pice și 4, dar după cum vedeți, armă nu mai pice nimic, nimic, nothing, nada. Hai, tu zgura, măti. Bă, aș lua și steaua sau joacă acum? Ia să vedem, să aflați tururile live. Bun. Viitorul cu Craiova 1-1. Steaua cine are CFR joacă? Așa că vă zic eu acum. Știrile din sport la Just Par Par TV. 0-0, minutul 46. Bravo. Dăm o leacă de buff. Văd că deja încep să am lag. Borceanu și Nearu Dalben și Dar Dalben la CFR. Da, se termină și meciul ăsta. Dar parcă văd că pierde Steaua campionatul după ce... Și că l-avea asigurat. Eu țin cu Steaua, dar... A început returul foarte prost. Păi, părerea mea, o greșeală l-am dus pe cheșel. Da, l-a luat pe Țucu Dan, care e și mai tânăr și futu-s morții, mă, chemă, nimeni avea ora. Oh, cufăr. Așa. Dar putea să-l țină pe cheșelul până la sfârșit. Așa că i-a fost frică să nu pățească, m-a pățit cu... Rădăi. Bun, cam atât ar fi episodul ăsta. Lăsați-vă în comentarii câte cufere ați făcut. La revedere!